Hai, salut! Eu sunt Racu și bine v-am regăsit la Clash of Clans. De data asta cu o grămadă de chesturi de deschis. Avem două free chesturi, două crown chesturi și un golden chest. Hai să deschidem... le deschidem pe toate, în afară de al doilea crown chest pe care va trebui să-l fac episodul ăsta. Hai să începem cu cele mai slabe free chesturile. Nu mă aștept să-mi pice cine știe ce pe aici. Și bineînțeles, scheleți și tunuri. Altceva. Bănuți, mereu, niciodată nu sunt prea mulți bani. Spear Goblin 5, foarte bine. What? Ok, nice. Nice. Pot să-i fac level up. Am dragon de level 2, de când aștept dragon de level 2? Chiar nu mă așteptam să pice într-un free chest. Hai să vedem dacă avem bulan maxim astăzi și facem rost și de prinț. Nu știu care e mai tare, cred că crown chest-ul e mai tare. Hai să fiu, să vedem cât, cât primesc dintr-un chest ăsta. 152, deci doar gold-ul mă interesează. Gold-ul, bun. Spear Goblin, m-am zis, n-am niciodată prea mulți. Asta văd că toată lumea cere, nu prea o folosesc, deci eu pot dona. Toată lumea cere în clan, vreau să zic. Bomb Tower, Și crown chest-ul, sunt curios dacă dă măcar mai mulți bani. Cam tot atâta. Deci cred că un crown chest e cam cât un... gold chest. Nu, parcă sunt mai multe cărți. Nu, nu-mi dau seama exact. Și ultima carte, te rog să fie măcar, de fapt, sigur e o rară, dar ar putea fi o epică și e o rară și e infernal. Anyway, hai să... de fapt, nu v-am arătat pachetul, o să-l vedeți acum. Sau, de fapt, vi l-am arătat când am făcut upgrade la Dragon, dar mă rog. Ideea e că acum am și balonul și e foarte tare, mi-a picat cărți oribile la prima mână. Dar rezolvăm, nu-i problema. Băi, iar cu internetul... Am înțeles că treaba aia care s-a întâmplat episodul trecut a fost din cauza internetului, nu știu ce să zic. Ok, e bine că am dragonul ăsta level 2. Holy moly. Nu moare niciunul. Perfect. Dar mi-a dat cam prea mult damage. Oricum, pot să pușez. Mi se pare că am și balonul. De fapt, asta e. Episodul trecut mi-a căzut balonul la Crown Chest, chiar dacă nu am apucat să filmez. De fapt, am avut filmarea pusă la sfârșit, dar nu am reușit să fac toate coroanele. Poate reușesc astăzi, cine știe. Și serios, chiar mă lasă să pușez până el în bază cu gigantul? Nu prea are cum să vi-l mai opresc acum. Nu știu ce a vrut să facă. Văd că nu protejează deloc pe partea cealaltă, nu prea-i pasă de ce se întâmplă acolo. Ceea ce mi se pare dubios, dar mă rog. Ok... Hai că poate ajunge... A ajuns bomba până în casa lui, what? Chiar a lăsat să se întâmple treaba asta. Nice. O să-l pușez din nou cu un... Mai trebuie să scap de ăștia. Shit. Nu. De, nici nu trebuia să fac asta. Pentru că aveam Tesla. Dar nu mi-am dat seama. Trebuia să mai trag puțin de mana. De mana, de elixir, mă rog, știți voi. Pac, o lovitură și atât. Din păcate. O să mai aștept puțină mana. Am văzut că nu are săgeți, nu are mai nimic. Deci ar trebui să fie ușor. Are prinț acolo. O să-mi distrugă turnul ăla, dar nu prea îmi pasă. Cred că o să-i fac un rush într-o șaie. Bă. Da, asta o voi face. Sigur o să câștig. La treaba asta. Sau nu? E prins. Nu. Ușor, ușor. Nu contează. Cum am pierdut. Chiar nu mă așteptam. Are prințul ăla împuțit. Și am aș pe el de prinț. Da, balonul nu l-am, stai, ce am schimbat aici? Mi se pare că am schimbat. Ce mi-am pus? Mi-am pus pe ca la loc sau nu știu exact ce am făcut, dar am făcut ceva. Deci văd că o să-mi pușeze cu de-ala, așa că îl opresc repede. E ușor să opriți un de-asta dacă aveți clădiri. Mergem mult mai repede. Așa și așa în caz că... Ok. Opa. Se cam apropie ori. Ok. Bun. Cred că am distrus turnul. Nu sunt sigur. No, ba,
fix, la fix, la fix, deci ăla era 700, exact numărul ăla de acolo, mi se pare că exact ăla e damage-ul pe care îl dă, a, mare greșeală. Ba, nu, a fost bine, a fost bine, pentru că credeam că Tesla o să ocupe instant de el, dar n-a fost chiar așa de instant, cum aș fi sperat. A, a, mai facem una, nice. Mai bine mai așteptam după încă puțină mana. Elixir. Știți, bă. Auci. Mă enervează Skeleton Army, distrug orice. Gigant, Giant Skeleton. Gigant neskeleton, gigant, gigant oricare, distruge absolut orice. Skeleton Army-ul ăla. Am avantaj pe... pe Giant Skeleton-ul ăla, că oricum bubuie la final și dă o grămadă de damage. Am văzut că nu prea are cum să oprească treburile de genul ăsta și aici pune un Skeleton Army, dar mi-e cam frică. Nu știu exact ce să fac. Cred că o să-l aștept să pușeze pe o parte și cred că o să pușeze... A, acolo o să pușeze. Bravo, boss. Bravo. În orice caz, cred că e gata. Chiar dacă îmi distruge un turn, eu îi reușesc să-i distrug asta mare și primesc... holy moly, iar îmi face treaba asta cu... Nu. Iar pățesc exact ca și data trecută. Exact ca data trecută. Sunt așa sigur pe mine pentru că i-am doborât turnul. De fapt, i-am doborât turnul. Sunt la el în bază și deja am lovit... clădirea principală și sunt sigur pe mine și mereu se întâmplă treburi de genul ăsta. Ah, mai bine pun un defense ca să... în caz că vine și nu-l observ. Pentru că se întâmplă, uitați prințul ăsta probabil. E foarte bine să jucați cu sunet, eu nu joc cu sunet. Pentru că s-au de ciudat pe filmare când joc cu sunet, dar... ok, n-am, nu mai are pe ce să dea slash, splash și damage. Ah, haide Pekka, haide, nu mă dezamăgi. Distruge-l mai repede. Na, ce să și faci. Deci nu cred cum se întâmplă asta. Mereu sunt... cred că o să trebuia să se joc ofensiv. Mă tot chinui să iau 3 stele. Nu mă chinui niciodată să fac treaba asta. Cred că am scăzut și în arena. Oh, încă nu. Nu mai e prea mult și scăzut și în arena. Dar nu mai joc la 3 stele. Nu am cum să joc la 3 stele. Mereu se întâmplă numai idioțenii când fac treaba asta. Și deja m-am enervat și se vede chestia asta și pușez așa direct. Nu mai aștept să... nu mai aștept nimic. Nu, normal că nu îi lovește turnul. De ce i-ar lovi și turnul? A, și na, am uitat să schimb pachetul. Am zis că pun și balonul, dar am uitat să pun. Again. Dă-i măcar o fucking lovitură. Da. Frumos. O să aștept să facă ceva. Și că a rezolvat problema. Da, am rezolvat problema. Și au scăpat o grămadă de scheleți. Frumos. Parcă și el are armii Skeleton, nu? Nu are, are Minion Horde. Da, exact ce ziceam. Mă așteptam să pună Minion Horde. Ok, dar se scapă prea repede de Minion Horde-ul ăla și costă cât? Mi se pare că 4. Nu, 4, 5, nu mai știu, parcă 5 costă Minion Horde. Oricum nu se merită, eu nu prea folosesc Minion Horde-ul. Pe care parte să atac? Ok, acum a remarcat o chestie tare. Și anume... pam! Stați o secundă. Acum, pam! Nu aveam facecam. Acum a remarcat treaba asta. Mă uitam, am chestiile astea pe ecran, dar nu mi-am dat seama când e, cât butonul ar trebui să fie roșu dacă înregistrează. Acum avem și facecam. Nice. Pentru că era totul pregătit și doar am apăsat pe înregistrare și aia e. Ok, un turn e jos. Nici nu știu de ce mai pușez acolo. O să pun Skeleton Army aici. Și Minion. Și mai distrug un turn. Așa, destul de ieftin. Dacă mă întrebați pe mine.
De fapt îi distrug... Nu. Încă nu i-am distrus turnul, dar nici mult nu mai are. Bomba. Hai cu bubum. Bravo. Bravo. Într-un final 3 stele. Oricum, foarte nasol, nu mi-am dat seama, nu știu cum a reușit să nu-mi dau seama că n-am facecam. Ok, hai să luăm și niște chestii pe aici, să vedem ce se mai poate dona. Nu am hogi, văd că toată lumea vrea hogi. Hogii sunt ok, dar nu i-are prea multă lume. Spre exemplu, eu nu mai am niciunul, i-am donat pe toți. Și aș dori ce aș dori. Să văd ce să cer la clan. Spear Goblin, nu. Greu de zis, greu de fucking zis ce să cer. Hai să fie un P.E.K.K.A. pentru că încă-l mai folosesc. Dar ce am scos eu de aici în loc de, de fapt ce am pus în locul balonului. Cred că am pus P.E.K.K.A. în locul balonului. Acum punem balonul la loc ca să-l vedeți, să vedeți un match și cu balonul. Hai să deschidem pe ăsta de Arena 3. Până episodul următor probabil voi deschide unul de 8 ore sau nu știu exact. Sagi, ne metem cu Sagi. Aș putea să pușez direct cu Dragon plus Ball fucking on. Și surprinzător chiar să duc bine. Zic surprinzător pentru că balonul ăla de obicei se duce mai rapid după clădiri decât după orice altceva. După clădirile astea, gen. Îl încurcă foarte mult. Oricum a fost un push, ce pot să zic cu balonul ăla? Poate cu alte trupe, de fapt poate, sigur cu alte trupe n-aș fi dat atât de mult damage. Dar a fost în vedere de un dragon și un balon și aia a fost. Acum aș putea, nu aș putea, de fapt aș putea, dar să pun gigantul și dragonul. De ce merge bine cu gigantul și balonul, doamne ce le încurc. Balon, dragon, sunt total diferite. Holy moly. Nasol. Foarte nasol ce se întâmplă aici. Se putea așa mai bine. Mă enervează bomb tower-urile alea, sunt destul de... General când dați de unul, dacă sunteți și voi în arena... Ce arena e asta? 4? Da, în arena 4. Dacă sunteți în arena 4 și aveți level 6 sau 7 și dați de unul de level 5, nu râdeți niciodată. Seamnă că omul ăla are o mega strategie, dar a ajuns acolo și o să vă bată. Mereu e așa. Cel puțin la mine. Înseamnă că o să vă luați bătaie maximă, dacă e cu mult mai mic ca voi. De fapt, nu neapărat cu mult mai mic ca voi. Dacă e puțin mai mic ca voi, înseamnă că vă luați bătaie. Hai. Ok, destul de mult damage. Pe degeaba. Ok, convenabil. Stai că a început ăsta cu... Ups, ce fac? De fapt, hai că fac așa, ca să opresc push-ul. Ce să-l opresc cât mai repede. După care pun dragonul și gigantul. Dar nu știu pe care parte să-i pun. Cred că o să-i pun așa, pentru că văd că mi se termină elixirul și... Hai să fac asta. Da. Bine gândit, dracule. Meriți un premiu. Zim, te rog, că nu. Bun, la fix s-a oprit. La fix. E destul de important că s-a oprit acolo, pentru că nu poate să mă pușeze direct în bază. Acum o să poată, cât de curând. Dar da, nu poate să mă pușeze până în bază și e importantă treaba asta. Bun, hai să umbalăm pe partea asta. Racco 2016. Hai să și noi umbalăm pe partea asta. Slăbuț. Faza e că nu e o bombă așa de OP ca la Giant Skeleton cu balonul, dar dă destul de mult damage. Mi se pare că 150 sau ceva de genul ăsta. Am primit de la Last Shadow un P.E.K.K.A. Acel P.E.K.K.A. pe care l-am cerut. Se donează foarte repede în clan, o să mai dăm afară. Pentru că sunt mulți care nu sunt români, nu știu cum le-am dat accept sau... Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar ideea e că am intrat câțiva care nu sunt români și o să îi dau afară ca să puteți să intrați voi. Clanul ăsta, spre deosebire de cel de pe Clash of Clans, o să reziste pentru că... Nu există war-uri, nu există nimic, nu știu, nimic care ar putea face pe cineva să plece de aici, deci presupun că, ups, ce-am făcut?
Nu! Am apăsat cu celălalt. Fuck it! Nice. Nice! Bravo, boss, ești... Te distrezi, nu? Cât te mai distrezi acum? Na, cu hog-ul tău. Worth it. Ok. Faza e că nu poate să pună un Tesla aici și să lovească pe ambele părți. Așa că aștept să pună Tesla. Sunt curios unde. Și o să pun așa și așa, pentru că n-am chef să-i aștept Tesla. Dragonul se duce unde trebuie, gigantul se duce unde nu trebuie. Și de așteptat. Măcar îi distrug Tesla și Pekka, hai Pekka! N-am distrus pe niciuna, din cauza că Tesla era băgat înăuntru. Pentru că atunci când intră nu mai... Mi se pare că chiar episodul trecut v-am spus treaba asta. Când intră în pământ nu mai primește damage nici de la spell-uri, nici de la absolut nimic. Chestie cam nasoală. Tesla asta nu ajunge pe la Tesla aia. Dar am și eu Tesla. Și ajută mult, așa că... Bun. Tesla e jos și nu... De ce ar fi făcut asta? Știe că am level, un level în plus pe ea. Și practic și aici nu contează de fapt, așa că... Ok, i-am distrus un turn. Cred. Dacă mai lovește încă de vreo 2-3 ori. Haide, haide mă tati, cum să faci așa ceva? Ups. Atât de puțină viață mai are ăla de acolo, turnul ăla. Hei, șorcul de-asta. Aici cu gigantul. Poate reușesc să-l pușez... să-l pușez până în casă, după ce-i distrug turnul ăsta. Cel puțin pot să încerc. E o opțiune. O să vin aici, eram sigur. Da, e bun Tesla pentru... Hog, spre exemplu, merge perfect contra Hog. Hai, mă du-te și dă-i o bucată lui ăla, așa e. Mamă, reușește. Dacă reușește să dea Pekka o lovitură, exact cum am zis și data trecută, e GG. Mai bine dădeam, nu contează. Și așa nu mai avea timp. Good luck. You had good luck. A avut o grămadă de noroc pentru că nu a reușit să-i distrug turnul ăla. Consider că trebuie să ai o grămadă de noroc să mai rămâi cu puțină viață pe spell value. Nu am fost niciodată aici, arată ok, arată mișto. Level 6 ca și mine. Dar nu știu, cred că el e în spell value, eu nu cred că sunt. Da, el e în spell value, eu nu cred că am 1000, cât 1400 strele. Holy moly. Holy fucking moly. Mamă, cum de unde are atâta elixir? Cum poți să pui atâtea chestii și încă să mai ai elixir? Îmi explică și mie cineva. El încă mai are elixir. După toată treaba pe care a făcut el acolo. Dragon level 2, am și eu unul, da? Mamă, uitați cum pușează, de unde are atâta mana. Eu la mine trebuie să mai încarci o grămadă. Până să pot să folosesc o carte. El văd că tot pune acolo. Hai să pun și un Tesla 6. Mă apere. În caz că vine cu știu eu ce pușează. Un Wiz cu... Știu că Wiz-ul poate să spice la arena asta. Și chiar aș vrea un Wiz, aș vrea Wizard-ul. Mai bine mai aștept ca să... Cu ce să-mi... Îl ajut să-mi pingă. Cred că îl ajut cu... cu minions. Oh, no, 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 mai bine. Nu contează, îi distrug și eu un turn. Sper, cred, mi s-a închis ecranul. Da, i-am distrug și eu un turn. Hai, 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 mai aproape, mai aproape, nu. Zi-mi, te rog, că l-a atins, cred, nu știu, sigur. Am presia că l-a lovit până în casă. Treaba aia. Lucru care ar fi foarte benefic. Dar nu știu, nu, chiar nu știu dacă l-a lovit sau nu, nu prea îmi dau seama. Oare poate? Nu, nu poate să nu te rămâne un turn întreg numai cu ăștia. Hai să facem praf mini-hort. Dacă
Nu aș rata săgețile. Ha-ha! Ha-ha, rush! Rush pe el, pe el, pe mama lui! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Haide! Bun! 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 Ok, ok. Haide, hai cu tata, hai cu tata, hai cu tata, hai cu tata! L-am panicat acolo. Dar dacă... s-ar putea să nu-mi iasă. S-ar putea să nu-mi iasă... ajutor! Ajutor, 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 încă ceva. Ai, mă, frate, nu te cred. Dăm săgețile alea odată. Dăm săgețile, repede. 94. Și dădeam 3 stele. Mamă, numai așa, numai la mustață am pierdut de fiecare dată. De fiecare fucking dată în tot episodul ăsta. Încă 2 stele. Hai cu 2 stele. 2 coroane, 2 știți voi. Mă, mor de draci. Mă omoară ăștia de draci. Pentru că numai așa am pierdut. Am pierdut. E și normal să mă oftic. Zise racul. Oare balon? Plus dragon? Plus... să sperăm că n-are fireball sau ceva. Să pun un dăsta aici să-l sperie un pic. Opa. Hai, 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 balonul, balonul să ajungă până acolo. De 400 și ceva damage. Cred că e gata turnul. Nu. No. Dă foarte greu, dar când dă, mi se pare că 400 damage pe clădiri. E gigant, apropo. 400 de damage. Înseamnă o grămadă. Damage, damage. Văd că fiecare spune în felul lui. Eu am damage, mereu a fost cu damage. Nu știu cine, adică eu așa știu că e corect. Pe lângă că așa spun eu, cred că așa e și corect. Na, hai să aștept pentru gigant plus balon. Dar nu vreau să pușesc pe partea cealaltă cu gigant plus dragon. Sau o să fac așa. Nu gigant plus dragon, gigant plus balon. El a folosit o grămadă de mana. Asta e cea mai mare prostie, adică dacă era puțin mai ieftin ăsta. Mi se pare că e 4 mana, nu? 4? Da, 4. 4 mana. Și parcă nu-și face bani în general. Nu, 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 balonul, balonul, să lovească o dată, hai încă o dată. Bun, de două ori și atât, i-a fost, plus bomba. E ok, e ok. Sunt ok, am ok, ok, da. În teorie trebuie doar să-i distrugem și celălalt tur. În practică, cred că o să-l batem în casă. O să-i o dăm la... la față. Hai, 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 balonul, hai, balonul, du-te, 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 nu, nici, dacă iar mă fac ăștia, la fel ca dățile trecute, de fapt, data trecută a fost ceva mai special, pentru că nu intrasem la el în casă să-l bat sau ce. N-a fost de la muzica de pe fundal, a fost de la mine de la telefon. Hai să spunem Tesla și nu știu, chiar nu știu cum să-l opresc pe ăsta. Să-l opresc eficient. Ok. Hai și cu gigantul, dacă s-ar duce. Haide, 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 că e GG, ar trebui să fie GG. Băi, am câștigat vreo luptă de când tot filmez episoadele astea. Am reușit să câștig vreo luptă? Cred că n-am câștigat niciuna, nu? Am pierdut la fiecare... Exact așa, l-am lansat pe ăla cu odată cu 63 viață pe casă. Odată cu 300 și ceva tot pe casă. Unul m-a bătut în ultima secundă, cred că numai așa. N-am câștigat niciun meci din ce mi-am zis eu. Am făcut coroanele doar pe astea pe care le-am distrus. Moftic maxim. Pe asta nici nu mă mai interesează, vreau să-i distrug un turn și după aia să pierd. Ca să pot să iau crown chest-ul ăla. Oricum gigant o să bubuie acolo și ia și bomba, așa că nu-mi pasă. Mi-a distrus el un turn și am distrus el un turn. El face rush cu Queen și schelet, care merge surprinzător de bine. Eu fac rush cu un dragon și
Nu mai am mana pentru altceva. Ok, aștept pentru un, văd că am pe amândoi și am două defense-uri, deci cred că e perfect când aveți așa ceva, dacă aveți un pachet de genul ăsta și aveți exact cărțile astea în mână, e perfect, e super, deci aveți două defense-uri care sunt foarte bune ambele. De fapt, asta e foarte bună din simplu fapt că oprește o grămadă, îi ține mult în loc și trebuia să o pun mai aproape de bază, dar nu mi-am dat seama. Trebuia să pun mai aproape pentru că asta nu trage, turnul nu trage în toți. Wow! Bă, distrugeți dragonul ăla, vă rog eu, repede. Cât de repede puteți. Distrugem cu un turn. Hai să văd dacă pot să-i dau așa mișelește cum mi-am luat eu bătaie de... Haide cu balonul ăla. Ăla trebuie să ajungă. Trebuie să-l focuseze toți pe Giant Skeleton. După care balonul face totul. Uitați cât damage de balonul, dragă de el. Boom, kaboom. Dar 18, mai am 18 HP, deci nici nu m-am uitat jos. Faza e că din moment ce nu se aude, nu prea am dau seama și voi vedeți mult mai mare decât văd eu, mă rog, GG. GG, bro, good game, I don't fucking care. Vreau doar, doar crown chest-ul și atât. O, sper că una mai trebuie. Da, nu, da, ok, avem. Avem crown chest-ul. Crown chest. Vreau un prinț. Este tot ce mai lipsește. Hai. Suspans. Ultimele două cărți. Următoarea s-ar putea să fie rară. Nu, ultima trebuie să fie. Deci dacă am primit sau... Nu, chiar nu vreau să fac predicții. Presimt. Hai totuși să fac o predicție. Eu zic că va fi un Goblin's Heart. Un Goblin's Heart. Mai rău. De fapt, Goblin's Heart-ul chiar nu era așa de rău, asta e rău, muschetară, dar lasă că lumea mai cere pe aici. Lumea mai cere muschetar, nu știu exact ce faceți cu ei, dar distrați-vă acolo, ce pot să zic. Good luck, have fun with musketeers. Da, deci cam asta a fost cu episodul ăsta, eu sper că v-a plăcut, nu uitați un like dacă susțineți canalul, pentru că e nou și avem nevoie de foarte, foarte multe like-uri, dați și voi like acolo. Îmi pare rău pentru treaba cu camera care a apărut mai târziu decât ar fi trebuit. Cam atât am de zis, eu am fost Dracu și mâna ta viitoare. Nu mai bine. Ce să facă? Strategia merge foarte bine, contrar a ceea ce ați putea crede când vedeți o strategie de genul ăsta. Ouch, de fapt o să fac asta, așa e. Și practic mai am un turn. Deci scheletul ăsta are, cred că are viața unui turn, sau e chiar un pic mai puternic decât un turn.